stimați cetățenii Comunei Baia, vreau să mulțumesc domnului profesor universitar Lazar Mihai de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava pentru onoarea de a fi printre noi la acest simpozion, prin care încercăm să evidențiem trecutul istoric al comunei noastre, să ne mai aducem cu toții aminte de toți eroii care s-au jertfit pentru comuna noastră și pentru țara noastră. Mulțumim și celorlalți invitați. O să dau cuvântul doamnei profesoare Morariu, care să ne facă un scurt rezumat al comunei noastre. Mulțumesc și eu, fiind mai micuță, o să fiu mai vizibilă. Dar nu întotdeauna cine se aruncă în față chiar e negativ. Ne aflăm în Muzeul de Istorie și Etnografie al Comunei Baia. Aici este sala în care se va afla cu timpul toate obiectele de istorie. I-ați văzut și celelalte din sala mică. Acest muzeu este, noi vrem să fie emblema satului nostru, a Comunei Baia, nu a satului, a Comunei Baia. Am obișnuit, slogata este a noastră. Deci vrem să fie emblema Comunei noastre. Să adunăm în acest muzeu obiecte de la oameni care îi reprezintă pe acești oameni și oamenii aceștia reprezintă comuna. Avem un trecut atât de bogat, o comună, o localitate care a fost oraș victorios. Deci, la 1200, Baia exista ca oraș, ca centru comercial, probabil cel mai vechi târg de la est de Carpați. Ei, avem niște informații încă deci de la 1200. Știm foarte bine că aici, la Baia, a fost leagă, nu Moldovei. Aici s-a plămădit. Și de aceea vrem să ieșim cu ceea ce avem moștenit de la strămoșii noștri, de la cei care s-au jertfit pentru acest pământ, de la cei mari patrioți care n-au pregetat nimic pentru a merge să-și dea chiar viața pentru țară. Deci îi cinstim, îi prețuim acest muzeu și tot ceea ce se face în această comună trebuie să poate sămânța recunoștinței față de străbunii noștri, față de istoria noastră. Ați văzut și sala de etnografie, vrem să fie cât mai bogată, cât mai deosebită, tot pentru cetățenii comunei Baia. Ceea ce facem, facem cu drag pentru locuitorii acestei comuni. Deci nimic nu facem personal, nimic nu este pentru noi. Dacă nu vă bucurați dumneavoastră, nu aducem sufletele noastre nicio bucurie. Totul este pentru ceilalți să creăm bucurie, să creăm bucurie. Avem, deci, cu ocazia acestui festival, Baia File de Istorie, care a ajuns în acest an la 28-a ediție. A debutat acest festival în 1975. Într-adevăr, au fost niște întreruperi, dar el merge în continuare, este manifestarea tradițională a Comunei Baia. Deci, fosta capitală a Moldovei iese în evidență cu acest mare festival. Din păcate, vremea astăzi ne-a ducat peste, dar cel de Dumnezeu totul este bun. La această manifestare deosebită, deci a 28-a ediție a Festivalului Baia File de Istorie, am invitat un profesor deosebit, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității Ștefan cel Mare, pe domnul profesor Mihai Lazar. Să-l aplaudăm! Este un Iacobescu în altă variantă. Da. Alături de noi se află părintele Vasile Crestic, este domnul profesor Natu Ioan și, iată, așa cum ați văzut, bunul venit pe care vi l-a spus domnul primar, a pus atâta suflet, atâta dăruire, atâta concentrare și atâta pretenții. Așa, atâta pretenții să iasă pe tot, să iasă bun. Nu contează câtă muncă, cât să iasă bun. Deci, eu am făcut ce am făcut, dar dacă nu era domnul primar, probabil că era cu totul altfel. Deci eu îi mulțumesc foarte mult domnului primar pentru extraordinara lui dăruire, pentru extraordinara lui implicare, pentru extraordinarul lui sacrificiu
pentru a se realiza. S-a realizat aici ceea ce ați văzut. O să vedeți biblioteca și o să vă mirați, pentru că acolo ați fost de multe ori la votare și știți cum era și o să vă mirați. Dar nu contează dacă vă mirați sau nu, să vă bucurați pentru că s-a făcut ceva deosebit. În acest context al manifestării Baia Prietenei de Istorie, domnul profesor Mihai Lazăr ne va vorbi câteva, ne va spune câteva lucruri.